Înainte de a începe conferința de presă, o să vă rog să fiți de acord cu o prezentare pe care o să o fac eu. O să-i rog după aceea pe cei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră să adreseze câteva cuvinte. După care, dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, pentru fiecare dintre cei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră, puteți să adresați întrebări. Rugămintea este ca întrebările pe care le adresați să aibă legătură cu conferința de presă. Noi așa am convenit că dacă sunt alte subiecte, le vom lămuri cu altă ocazie. Începem conferința de presă. Încep prin a vă spune, în primul rând, că în ultima perioadă am avut două sondaje de opinie pe Craiova, unul făcut de Organizația Națională, unul făcut de PSD Dolj, și că suntem foarte mulțumiți de rezultatul pe care l-am văzut în aceste două sondaje de opinie. Aș putea să le spun pe de o parte craiovenilor mulțumim pentru încredere, pe de altă parte să le spun colegilor mei felicitări pentru tot ce ați făcut în această perioadă. Alături de mine sunt doi viitori colegi pe care vreau să vi-i prezint. Primul este domnul Antonie Solomon, dânsul este, așa cum știți, vicepreședinte la Consiliul Județean. Noi am avut și avem o colaborare foarte bună în toată această perioadă de după alegerile locale. Ne dorim să continuăm împreună. Domnul Solomon își dorește să continue împreună alături de noi. Și propunerea mea pentru alegerile următoare locale va fi, în primul rând, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cosmin Vasile, pentru funcția de primar doamna Lia Olguța Vasilescu, și domnul Antonie Solomon va face parte din echipa noastră, va fi propunerea noastră pentru funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean. De ce spun asta? Pentru că nu aș vrea să mai existe tot felul de rumori și tot felul de zvonuri pe care le-am mai auzit din când în când în Craiova. E adevărat, din ce în ce mai puține și din ce în ce mai sporadic, dar sigur că am mai auzit astfel de lucruri. În stânga mea este viitorul membru al PSD Dolj, domnul ministru Căciu. Eu aș vrea să spun înainte de toate bine a venit, îi urez un bun venit în cadrul organizației noastre. Acum 3 ani de zile, când s-au făcut listele pentru alegerile parlamentare, noi ni l-am dorit foarte tare pe domnul Căciu să fie alături de noi, să candideze pe listele de la Dolj. Atunci am avut o discuție cu domnul președinte Ciolacu, domnul ministru a avut un alt proiect și împreună cu domnul Ciolacu, însă îi spunem bun venit în cadrul organizației. Peste o jumătate de oră să avem întâlnire cu toți primarii Comitetul Politic Județean. O să le propun colegilor să facă parte din Biroul Permanent Județean pe funcția de vicepreședinte și când va veni momentul să facem listele pentru alegerile parlamentare, propunerea mea pe care o să o fac Biroului Permanent Județean și, bineînțeles, Organizației Naționale, va fi ca dânsul să ocupe locul întâi pe lista de la Camera Deputaților. Încă un lucru pe care aș vrea să vi-l spun, l-am văzut și pe acesta în mass media. La începutul acestei săptămâni am schimbat secretarul general al organizației. Noul secretar general al organizației este Cosmin Durle, un băiat tânăr, 38 de ani, dar nu tinerețea este cel mai important lucru, are experiență de 12-15 ani în politică și în partidul nostru. Suntem foarte mulțumiți de ce a făcut până acum și eu cred că se va achita cu brio de sarcinile de secretar general. Cam acestea erau lucrurile pe care vreau să vi le spun eu la început. Dacă mi-a scăpat ceva, o să mai intervin. O să-l rog în primul rând pe domnul Solomon să vină la pupitru, după care pe domnul Mulțumesc, domnule președinte, doamna primar, domnule ministru, dragi colegi din conducerea județului. Eu, sincer, aș vrea ca acest eveniment să n-aibă loc niciodată. Adică eu, Antonie Solomon, să părăsesc Partidul Democrat Social. Dar nu există căsnicie perfectă. Căsnicia perfectă, probabil, poate în romane și în filmele americane, dar mai ales în politică, sunt doi parteneri care încearcă, fac tot posibilul să nu se despartă unul de celălalt. Eu în 2004, de fapt în 2005, m-am simțit cumva abandonat și dacă nu era domnul președinte Claudiu Manda și Costi Cărăducănoiu, poate că nu ieșeam primar al Craiovei în 2004. Era o organizație îmbătrânită, blazată, cu hai bă, las că este ăla. Și asta m-a cam deranjat. Dar n-am plecat ca să mă căpătuiesc.
Pe unde m-am dus, am ridicat. Pe DO ce era? 80%. L-am dus la 50%. Cu primar, viceprimar, cu, mă rog, senator, deputați. După aceea, UNPR-ul, târziu am... Eu nu știu cu jocurile politice, am mai spus și doamna Iurguța și domnul Claudiu, că nu mă pricep și vreau să rămân izolat în naivitatea mea politică. Nu știam că UNPR-ul, de fapt, e cu PSD-ul. Și eu ieșisem la bătaie, hăi, să facem, m-am și cheltuit bani și efort și nu știu ce. Trădare la nivel înalt. Deci, ce vreau să vă spun? Că este o mare bucurie pentru mine că mi s-a întins o mână de către Claudiu Manda, pe care eu m-am strâns-o. Și ce pot să spun? Că voi fi foarte loial. Am și o vârstă. Și apropo, unii zic, bă, dar ce-ți mai trebuie ție, bă, că tu ai de toate, ai furat, ai făcut. Zic, bă, să dea Dumnezeu să n-ajungeți la vârsta mea, dacă... Asta sună ca un blestem, știi? Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu vreau asta, nu se întâmple ceva cu adversarii mei politici. Și uite așa, împreună sper să facem un scor bun la alegerile locale, generale și prezidențiale, fiindcă, eu zic că suntem o forță. Practic, opoziție, în opinia mea, nu există în această Craiova. Dacă aveți ceva să mă întrebați acum, dacă nu, domnule președinte... Domnul ministru, înainte dumneavoastră și după ce... până fiecare zi... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna primar, domnule președinte. Practic, începând cu ziua de astăzi, mă întorc acasă. Sunt oltean, mama de la Apele Vii, tatăl meu de la Gorj, de la Turburea, dar copilăria am petrecut-o în Dolj, la Apele Vii. Cumva toate elementele de soartă, ca să spun așa, te aduc sau te întorc către acasă. De aceea mă bucur foarte mult și de discuția pe care am avut-o și de faptul că, de încrederea pe care mi-o acordați. Acum, o să vă spun că avem încă multe lucruri de făcut, dar organizația Dolj este una dintre cele mai puternice organizații din țară. Ori acest lucru nu se întâmplă dacă nu există o muncă de echipă în spate și profit de ocazie să felicit echipa de la Dolj. Eu sunt convins că ea se întărește astăzi. Să vă mulțumesc și să spun că și din poziția de ministru al fondurilor europene, așa cum am fost și din poziția de ministru al finanțelor, o să fac tot ceea ce depinde de mine ca persoană, dar și ceea ce depinde de noi ca guvern, ca aceste regiuni, mai ales din Oltenia, să se dezvolte mult mai rapid decât celelalte regiuni. Vă mulțumesc! Hai, doamna! Nu mai poate aici să iei semnul. Astăzi este o zi importantă pentru orașul Craiova. Aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat la București. Am reușit să semnăm fonduri în valoare de 8 milioane de euro pentru 52 de școli din Craiova, pentru tot ceea ce înseamnă dotarea educației. Practic, toate școlile care au solicitat să fie prinse în acest program, cele unde nu s-a schimbat încă mobilierul școlar sau încă nu au fost dotate cu aparatură, laboratoarele nu au fost dotate, intră în acest proiect. Astfel că, în momentul în care el se va implementa, putem să spunem că toate școlile din Craiova sunt la standarde europene. În același timp, este o zi foarte importantă și pentru organizația municipală, pentru că, iată, astăzi ne întărim și probabil o să puneți această întrebare, cum ne înțelegem sau cum ne-am înțeles cu Antonie Solomon. Vreau să vă spun că, deși am fost adversari, am fost aproape totdeauna coechipieri. În sensul că, în momentul în care am devenit primar, după mandatul domniei sale, am preluat câteva dintre proiectele care erau încă în derulare, le-am dus la capăt. Alți primari din alte localități au abandonat proiectele care erau ale foștilor primari. Aici nu s-a întâmplat acest lucru. În al doilea mandat, când am candidat, am candidat practic de mână cu Antonie Solomon.
La al treilea mandat, Antonie Solomon ne-a asigurat majoritatea în Consiliul Local. Deci iată că de fiecare dată am reușit să facem echipă, în primul rând pentru interesul Craiovei. Și cred că asta se vede în ceea ce se întâmplă în oraș, la cum s-a dezvoltat orașul în ultimii ani de zile, în ultimii 16 ani. De asemenea, aș vrea să vă spun că pe domnul ministru Căciu îl cunosc de mult timp. Ni l-am dorit într-adevăr acum 3 ani când au fost alegerile parlamentare să candideze în județul Dolj. Atunci dumnealui a avut un alt proiect, nu a vrut să candideze deloc la Parlamentul României. Este persoana alături de care am lucrat la programul de guvernare pentru muncă acum 3 ani de zile. Este persoana cu care am, sau în echipă cu care am negociat acest program cu cei de la PNL și la prima guvernare și acum la schimbarea la rotativă. Deci ne cunoaștem foarte bine și eu mă bucur de faptul că cei doi s-au hotărât să facă pasul către organizația județeană Dolj, pentru că asta înseamnă că ne întărim foarte mult. De altfel, organizația județeană Dolj este, a PSD, este cunoscută pentru faptul că în ultimii ani a făcut echipă cu cei mai importanți lideri politici ai momentului din Craiova. Cei care au avut într-adevăr un cuvânt de spus, care au contat în sondajele de opinie, care înseamnă ceva pentru electoratul craiovean, au trecut în Partidul Social Democrat și au întărit această echipă. Eu nu pot decât să le spun că mă bucur și că îi așteptăm să facem echipă și, bineînțeles, o să se vadă importanța acestor două persoane în echipa noastră la alegerile de anul viitor. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu și încep cu a le spune bun venit în organizație noilor noștri colegi, oameni deosebiți. Încep cu faptul că mă știu de ceva timp cu domnul ministru Căciu și fostul ministru al finanțelor și am apreciat modul corect și dinamic cum a lucrat cu noi, cu președinții de consilii județene. Nu se lucrează ușor cu Ministerul Finanțelor, dar am putut să depășim toate provocările acestor ani și nu au fost deloc ușoare, de la criza COVID, la probleme financiare destul de greu de depășit, pentru că așa se întâmplă uneori să fie unele perioade. Mă bucur că este în organizația noastră și mă bucur că acum ocupăm un portofoliu deosebit de important în guvern. Suntem un consiliu județean care are ca principal motto să nu lăsăm niciun proiect european fără să încercăm să accesăm bani. Și noi astăzi am fost la guvern, 25 de localități, 31 de școli beneficiază de astăzi de dotări noi, de laboratoare de informatică, de cabinete pentru diversele discipline. Face parte dintr-un proiect amplu al Consiliului Județean. Încă alte două proiecte au fost deja declarate câștigătoare, 25 de localități vor beneficia de microbuze pentru copii și 29 de localități de dotarea bibliotecilor și de renovarea unele biblioteci din localități, de renovarea sediilor. Le-am scris împreună cu echipa de acolo, cu echipa la Consiliul Județean și cu primăriile din aceste localități. Și am vorbit de această provocare a noastră. Suntem, după 6 luni, doar anul acesta am depășit 100 de milioane de euro accesați de la Uniunea Europeană și spun asta pentru că am avut parte de o echipă bună și de un climat bun. Am avut parte de o echipă bună și Antonie Solomon a asigurat o stabilitate pentru că avem majoritate și avem cei doi consilieri județeni în alianță cu noi și de la PER au făcut o majoritate pentru echipa de la Consiliul Județean. Avem o stabilitate, ne-am consultat, am fost într-o echipă și s-a văzut sau nu s-au văzut, după câte știți, niciun fel de asperități în această echipă și bineînțeles că probabil și acest lucru și vă mulțumesc, domnul președinte, pentru că ne susțineți și pentru următorul mandat candidaturile. Probabil și faptul că am făcut performanță și am avut o echipă atât de ok și de sudată face ca eu să mă bucur în mod deosebit că Antonie Solomon este de astăzi alături de noi ca membru cu statut informal până când o să poată să facă și actele și în felul acesta avem o echipă puternică. Bun venit încă o dată în PSD Dolj, sunt convins că o să fiți în continuare la fel de
puternic și la fel de important pentru noi. Mulțumim frumos. Mulțumim. Dacă sunt întrebări, și către cine? Singur sau vor urma și alți membri din Partidul Ecologist? Toți cei care vor să vină după mine vor fi bine primiți în Partidul Social Democrat. Inclusiv primar de municipiu o să vină. O întrebare, de ce la vicepreședintele la Consiliului Județean și nu viceprimarul? Nu știu ce să spun, dar m-am simțit așa de bine în acești 3 ani de zile lângă conducerea județului. Nu că doamna primar, cine știe ce, mă rog, ce reguli ar avea în primărie și eu aș fi fost puțin frustrat și nu. Dar bă, am o vârstă, mi-e mai greu să mă apuc cu groapa, sapa, hai, orita de la Gorj, e mai greu. Da, domnule. Particip rar la pregimente de factură aceasta, dar ziua de azi este una interesantă, din punctul meu de vedere, pentru PSD. Până cum face comparația fotbalul european emeritat, o nu cred că se poate translata termenul în politică, dar să încerc să spun că PSD câștigă. Doi membri deținut cu experiență politică, cu viziune, cu despre Antonie Solomon nu am nimic, nici să completez la ceea ce s-a spus, dar să întreb pe domnul ministru al fondurilor europene, fost ministru al finanțelor, o bună viziune asupra lucrurilor. Domnia sa a spus că vrea să contribuie la dezvoltarea acestei regiuni sufesotenia, da? Ceva concret, domnul ministru, dacă puteți să discutați în direcție sau două sau trei. Dacă aveți acum, dar... Foarte, foarte concret, dincolo de faptul că... Cred că se aude sau... Dincolo de faptul că județul Dolj are la dispoziție 9,5 miliarde de lei din fondurile europene deja contractate, iar aici parte foarte importantă, municipiul Craiova are 5,3 miliarde de lei. Deci ca să înțelegem ce important a fost efortul din partea municipiului de a dezvolta, unul dintre obiectivele pe care mi le-am asumat și le-am și discutat cu domnul prim-ministru este o descentralizare mai accelerată a fondurilor europene. Am avut o discuție chiar și cu ADR Sud-Vest, astfel încât să fie o descentralizare masivă pe zona ADR-urilor, agențiilor de dezvoltare regională, nu numai a faptului că au în gestiune programele regionale, programele operaționale regionale, dar și a programului de sănătate, și a programului de tranziție justă, și încă sunt în analiză să transferăm și partea de program de poiți către zona locală. Acest lucru va duce, pentru că dacă ții lucrurile centralizat, nu vei putea dezvolta echilibrat. Pentru că e pe principiu cine vine mai repede, de regulă, regiunile din vestul țării și de astea avem și disparități regionale masive. Da? Decentralizarea și alocarea de fonduri către regiunile mai puțin dezvoltate, dar cu atât, Dojul face parte din regiunile care au crescut foarte mult în ultimii ani. Dojul a ajuns la o pondere, de exemplu, în PIB de 2,5-2,7% și aș vrea să avem pe toată regiunea de sud-vest, ca să nu vorbesc numai de Dolj, o creștere a aportului în PIB, a dublării ei într-un orizont de 3 ani de zile. De altă parte, ceea ce discutam și în cadrul ședinței din ADR Sud-Vest, aș dori ca toate fondurile alocate ADR-ului să fie contractate în totalitate în 2024. Să nu avem contracte care se semnează în ultimul an de finanțare, cum s-a întâmplat în exercițiile anterior și cel prezent, astfel încât să găsim alte și noi surse de finanțare pentru investiții în aceste zone. Totodată, investițiile cele mai importante sunt în economia locală și aici împreună cred că avem destul de atras în economia locală și există fonduri europene importante pe zona aceasta. Nu mai vorbesc acum sectorial de educație sau de sănătate,
avem banii din PNRR care trebuie să nu, cum să vă spun, trebuie să ajungă cât mai rapid să fie implementat. Și avem și un alt obiectiv, niciun euro nu se pierde din ceea ce avem la dispoziție. Domnul președinte, dacă ne atunci vorbește despre transferul, eu vă întreb cine devine liber de contractul cu apariția domnului ministru pe lista de parlamentare? Ne gândim că dacă ne întărim, vom avea în parlamentar în plus, nu în minus. Domnul președinte? Eu pot să vă spun altceva. Așa cum v-am obișnuit, în niciun caz nu facem declarații în conferința de presă înainte de a ști foarte clar și analiza foarte clar. Și lista de parlament pentru anul viitor o să o vedem probabil cu o săptămână, două, trei, lista finală înainte de a se depune. Ce pot să spun este că la Camera Deputaților se va începe cu domnul Căciu. Mai departe, colegii care sunt parlamentari în continuare au prima șansă de a fi acolo, dar numai munca și rezultatele lor îi țin în echipă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în PSD Dulci. Nu contează nimic altceva decât rezultatul pe care îl ai și aportul pe care îl ai și sprijinul pe care îl acorzi partidului. Și eu cred, ce spunea și domnul Cancer, și o mai spun încă o dată, după ziua de astăzi, PSD-ul este întărit. Am făcut o declarație la conferința județeană când am fost reales președinte și am spus că toți cei care au fost la PSD sunt bineveniți să vină înapoi. Și aveți două exemple în stânga și în dreapta mea. Chiar dacă domnul ministru Căciu e oltean și de acum devine PSD-ist oltean, că era PSD-ist, dar acum devine PSD-ist oltean deljan. Însă eu cred că pe viitor o să mai fie și alții membrii sau foști membri sau oameni, inclusiv primari, care vor veni la PSD sau care au venit deja la PSD, dar să o anunțăm la momentul oportun. Ne întărim și cred că acest spirit de echipă de care vorbea și Cosmin, în care reușim să stăm la masă, reușim să ne ascultăm unii cu ceilalți, reușim ca împreună să luăm decizii, după care să ne implicăm toți pentru a le pune în practică, se dovedește cumva cheia succesului. Nu este o organizație, după cum știți, în care s-au auzit bârfe și scandaluri. Am observat oricum că este destul de greu și să fie create bârfe despre ce se întâmplă în organizația județeană Dolj, însă nu asta ne interesează. Ne interesează să ne facem treaba, ne interesează să respectăm pe cetățeni, ne interesează ca cei care ocupă o funcție în administrație să înțeleagă că sunt mandatați de oameni și că au obligație față de oameni și că dau raportul în fața oamenilor odată la 4 ani de zile. Și, așa cum vă spuneam și la început, dacă ne uităm pe ultimele două sondaje, sunt nu mulțumit, ci foarte mulțumit de percepția publică a celor pe care îi vedeți în spatele meu. Și vorbesc și de doamna Vasilescu, unde sunt mulțumit și din alte puncte de vedere de altfel, și de domnul Solomon, și de Cosmin, și de domnul Căciu, și de Cosmin Drulie. Ați efectuat cumva și contrarentații de la alte partide? Și aici nu fac referire la PNL, ci... Bineînțeles, am testat pe toți. Bineînțeles, i-am destat pe toți. Și la partide, și la locale, și candidații lor. Știm cum stau lucrurile, nu trebuie să ne împăunăm pentru că nu sunt mâine alegerile. Și nu ne-am manifestat niciodată așa împăunați și nici acum nu o să fim. Mai e un an și ceva până la alegeri. Clar că ne facem treaba în continuare și dacă lucrurile sunt exact cum sunt acum, o să avem o lună de zile de campanie și, bineînțeles, după aceea, bucurie în victorie. Răspuns da. Și. Mulțumesc. La primarul în ultimele zile am văzut în Maslenia și cu siguranță nu scria bine, am văzut informația că veți pleca la Bruxelles. Iată declarațiile domnului președinte în primul acestui zon. Ce le traduceți la asta creierilor, cei care așteaptă în continuare proiectele finalizate? Să voteze PSD. În mai același ziar spunea despre mine că o să candidez la Consiliul Județean. Acum spune că o să merg la Parlament. Sunt niște personaje din județul Dolj care mă vor neapărat în altă parte. Ghinion, o să candidez la Primăria Craiova. Despre lista, despre la Parlamentul European nu a spus nimic. Adică a stabilit primul pe listă de la Dolj la Camera Deputaților, la Primărie, v-a spus candidatul. La Parlamentul European mai trimiteți pe cineva? Nu faci obiectul prezent în conferință de presă.
parlamentarele sunt primele alegeri din... E adevărat. Nu face obiect acestei conferințe de presă. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim tuturor. Mergem să ne întâlnim cu colegii noștri, cu primarii și să validăm deciziile în ședința aceea. Mulțumim! Mulțumim! La revedere!